Ai auzit de argumentul Calam pentru existența lui Dumnezeu? Un mare filozof, jurist și teolog islamic, pe numele Al-Ghazali, a formulat următorul argument. Tot ce începe să existe are o cauză. Universul a început să existe. Prin urmare, universul are o cauză. Pe data de 7 decembrie, într-o zi de marți, începând cu ora 8 seara, ora României, directorul global al misiunii Rizmal Faith, Tyson James, va explica argumentul Calam ca argument pentru existența lui Dumnezeu. Institutul de apologetică Vaxdei organizează în fiecare lună câte o conferință cu invitat special încercând să promovăm subiecte de interes în apărarea credinței creștine. Pentru luna ianuarie avem invitat pe Dr. Tim Stratton, care va prezenta argumentul gândirii libere pentru existența lui Dumnezeu. Pentru februarie avem programat pe Dr. Scott Smith de la Biola University, una din cele mai renumite universități apologetice din lume. Dacă dorești să participi la aceste conferințe Zoom și nu ești înscris în lista celor care primesc linkul de participare, acum este timpul să o faci. Prin participarea ta îți asiguri posibilitatea de a pune întrebări și clarifica lucruri pe tema prezentată. Numărul participanților este limitat. Nu pierde ocazia unei prezentări apologetice în apărarea credinței creștine. Trimite un mesaj de participare la office@vaxdeinstitute.com. Mulțumim!